Un raport al Comisiei Europene arată că 18% dintre români obișnuiesc să ia antibiotice fără a avea o rețetă de la medic, în timp ce media europeană la acest capitol este de doar 3%. Suntem pe locul 2 în Uniunea Europeană în ceea ce privește consumul de antibiotice. Inconștiența celor care aleg automedicația merge mână în mână cu dorința farmaciștilor de a-și vinde marfa, deși teoretic nu au voie să elibereze antibiotice decât în baza unei prescripții medicale. Sunt însă și medici care prescriu cu prea mare ușurință antibiotice, fără să fie imperios necesar, atrag atenția! A specialiștii. Așa se face că, potrivit statisticilor oficiale, unul din doi români urmează anual un tratament cu antibiotice. Răceala, gripa și toxinfecțiile alimentare sunt printre bolile care nu ar trebui tratate cu antibiotice, dar acest lucru se întâmplă frecvent. Abuzul de antibiotice poate avea consecințe grave. Infecțiile ar putea redeveni principala cauză de mortalitate în următorii ani, avertizează specialiștii. Utilizarea excesivă a antibioticelor crește rezistența microbilor la aceste medicamente, lucru ce ar putea duce la apariția unei bacterii care nu s-ar putea trata cu niciun antibiotic existent în prezent.